Premierul Ludovic Orban a fost într-o vizită la Ramallah. Aceasta marchează o etapă importantă în dezvoltarea relațiilor României cu Palestina și reflectă voința și interesul pentru un dialog susținut de substanță. Pe pagina Guvernului României, într-o postare publică, Ludovic Orban vorbește despre întâlnirea sa cu premierul Palestinei. Discuțiile cu premierul Steyeh au reconfirmat prietenia îndelungată dintre Palestina și România, buna cooperare în mai multe domenii de interes comun, precum și importanța pe care România o acordă relațiilor bilaterale și consolidării instituționale a Palestinei. Întâlnirea de astăzi a reprezentat și o oportunitate de a discuta în detaliu cu domnul premier Steyeh despre viitorul procesului de pace din Orientul Mijlociu, mai ales ținând cont de evoluțiile recente din regiune. Am reiterat disponibilitatea României de a sprijini orice acțiune care ar putea duce la o rezolvare durabilă și cuprinzătoare a conflictului israeliano-palestinian, la negocieri directe în scopul avansării soluției celor două state pe baza dreptului internațional și a rezoluțiilor ONU relevante. Amândoi suntem de acord că pacea poate fi obținută prin dialog și mijloace diplomatice. De asemenea, am avut ocazia să reiterez sprijinul constat al României pentru Palestina în cadrul Uniunii Europene și pentru începerea negocierilor în vederea semnării unui acord complet de asociere Palestina-Uniunea Europeană. Am ferma convingere că România și Palestina împărtășesc o prietenie solidă, de lungă durată, iar vizita de astăzi constituie un impuls pentru continuarea dialogului nostru politic și sectorial.